Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vorbim despre noutăți editoriale și venim în fața dumneavoastră cu o carte extraordinară, aș putea spune, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic de Verena Cast, o carte publicată în colecția Jungiana. Alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și vorbim, practic, pornind de la titlul acestei cărți. Noi am mai discutat cu alte ocazii despre ceea ce înseamnă doliul post-traumatic, despre ceea ce înseamnă reconstrucția unei vieți noi, despre ceea ce înseamnă divorțul sau separarea și care sunt toate etapele, toate fazele, începând de la negarea realității și până la acceptare și multe, multe alte lucruri. Așadar, Verena Cast, născută în 1943, a studiat psihologia, a studiat filozofia, literatura. O perspectivă interesantă asupra ceea ce înseamnă, din punct de vedere psihoterapeutic, doliul. Cum ne raportăm la doliu și la separare prin prisma acestei cărți scrise de Verena Cast și ce înseamnă, care sunt etapele dorului post-traumatic și cum putem să le internalizăm, să le gestionăm așa de bine încât să vindecăm, că vorbim totuși până la urmă despre o rană, indiferent că vorbim despre pierderea prin moarte a cuiva drag, a unui copil sau a unui părinte sau a soțului, soției, sau vorbim despre separare în cazul divorțului și știm foarte bine că aceste lucruri au repercusiuni nu doar asupra celor doi protagoniști ai separării, dar și asupra, sau mai ales asupra copiilor. Da, sigur că aș spune că, în primul rând, bun găsit și mă bucur că suntem din nou împreună. M-aș raporta cu privire la doliu la experiența mea din Camionul pentru Bătrâni, pentru că am fost acolo clinician mai bine de 11 ani. Și, de urmare, m-am întâlnit cu moartea de câteva ori pe lună și am văzut cum murim diferit, cum am și un articol în care scriam că oamenii se sting așa cum ard. Am văzut oameni care s-au stins foarte senin și foarte ușor, așa cum am văzut oameni care au plecat neîmpăcați și cumva agățându-se de fiecare bucățică de viață. Întâlnirea cu marea trecere nu este tot timpul ușoară și de multe ori este considerat așa un atac la sistemul nostru de supraviețuire. Prin urmare, da, produce efecte și ele pot să fie destul de destabilizatoare. Aș spune că suntem cu atât mai afectați de o moarte cu cât nu ne așteptăm la ea. Atunci când cumva este o persoană vârstnică, este o persoană care, nu știu, poate are patologii multiple, să spunem că moartea nu este atât de neașteptată, vine chiar ca o izbăvire, ca o ușurare și spui, ok, bine că nu se mai chinuie, a scăpat de suferință, totul e în regulă. Separările sau morții, moartea care este cu adevărat impactantă, este cea la care nu te aștepți, cea care te șochează prin apariție, pentru că, ok, nu te aștepți, de exemplu, să moară o persoană tânără sau un copil sau morțile prin accident, de exemplu, s-a dus să cumpere ceva și, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva. Să ne gândim și la perioada aceasta, care, din păcate, o traversăm cu bolnăvire de COVID, când, din păcate, au fost oameni care, ok, au murit și, iarăși, lumea nu s-a așteptat. Și deja foarte mulți oameni se plâng de diverse stări de anxietate pentru că se simt cumva înconjurați de moarte din mai multe părți. Moartea ne sperie, este un subiect greu, este un subiect care produce tot felul de angoase, tot felul de frici, tot felul de discuții grele și vine și ea cu niște etape. Ce mi se pare interesant la noua voastră carte, la noua publicație, este că autoarea vine cu această idee de dejelire, recomandând faza aceasta de
de a jeli și face o diferență semnificativă între depresie și faza aceasta de jelire. Ce înseamnă asta? Înseamnă faza în care, ok, îmi permit suferința pentru relație. Dacă ar fi să insist un pic pe fazele pe care și tu le aminteai, prima fază știm că este negarea. Și este cu atât mai mare negarea, cu cât spuneam, este mai neașteptat momentul. Apoi vine furia. Puțină lume știe că sau acceptă ideea că este furios. De obicei, nu prea îți permiți să fii furios pe cel care a plecat. Și atunci există fie această furie nemanifestată care se poate somatiza sau se poate manifesta într-o formă insinuoasă sau furia care este exprimată și uneori ne înfuriem împotriva divinității. Exact împotriva la aia mă gândeam, împotriva de cele mai multe ori, împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce exact, mi l-ai luat? De ce tocmai el? De ce tocmai... El care era atât de bun, de minunat, de cum era... Ok, de obicei, sigur că apare această idealizare a persoanei care tocmai a plecat. Și mai mult decât atât, am remarcat, de exemplu, la mine, la cămin, că se idealizau cumva ultimele momente de viață și erau reinterpretate într-o cheie spirituală ultimele fraze, care sigur că erau de aceeași banalitate ca și în zilele anterioare, dar pentru că acum a spus îmi doresc să beau apă, de fapt a simțit el că nu știu ce s-a întâmplat sau ea. Este iarăși o mitizare a ultimelor fraze, a ultimelor gesturi pe care persoana le face, tocmai pentru că fiind ultimele capătă o semnificație cu totul deosebită, dar aceleași gesturi făcute cu o zi înainte n-au mai avut același impact, deci există acest mecanism în care idealizăm sau cumva hiperdimensionăm ultimele fraze, ultimele gesturi pe care persoana care tocmai s-a stins le-a făcut. Noi în partea de terapie lucrăm destul de mult tocmai cu această furie în care, ok, încurajăm oamenii să-și exprime furia pe cel care a plecat. Furie care de multe ori are la bază situații neîncheiate. Cât sunt încă furios pe cineva, cât sunt încă supărat pe cineva, el aparent încă trăiește emoțional. Pentru că pot să mă cert cu el, chiar dacă într-un dialog intern, eu pot să-i spun în continuare, să mă supăr pe el, să am niște lucruri acolo de spus. Și atunci, cumva, prezența lui încă persistă. După faza asta în care sunt furios și în care noi recomandăm, practic, clarificarea relației, spunerea acelor mesaje care nu le-ai spus niciodată, pentru că, de fapt, aici este marea problemă când cineva pleacă și aici putem să vorbim și de separare și de divorț, este sentimentul acesta că nu am spus tot ce aș vrea să-i spun, fie de bine, fie de rău, cumva nu s-a terminat, că eu n-am terminat relația, că eu mai aveam de spus lucruri. Prin urmare, oamenii rămân agățați în relație, știi că sunt o promovatoare a relației, este ca și cum eu rămân încă în eșarfă, rămân în relație, dar în partea cealaltă nu mai este nimeni, dar eu sunt încă aici și cumva încă spun, îl cert, sunt furios, cumva eu încă nu m-am desprins de relație și de obicei regretul care apare este pe de o parte că nu i-am spus tot ce aș fi vrut să-i spun, fie că de bine, fie că de nou, repet, dar în egală măsură și regretul că știu că din acest moment nu se mai poate întâmpla auzi nimic. De cele mai multe ori de rău. De cele mai multe ori de rău, dar să știi că sunt și momente de genul, chiar de curând, de exemplu, vorbeam cu cineva care a suferit mai mult decât se aștepta când a aflat că medicul de familie, medicul personal a murit și persoana este încă în faza de furie. Cum a murit acum când e COVID și toată lumea are nevoie și eu am nevoie de el, cum și-a permis să moară și cumva ajungând la mesajul pe care ar fi vrut să-l transmită medicului de familie a fost n-am apucat să-i spun mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Deci uneori sunt și mesaje de mulțumire, de recunoștință pe care din păcate așteptăm prea mult ca să le spunem. Nu le spunem oamenilor
sentimentele noastre autentice. Ok, uite, știi, te-am iubit la un moment dat sau am simțit pentru tine nu știu ce la un moment dat. Și când omul nu mai este, te trezești că ok, e suspendat cu un mesaj pe care tu n-ai apucat să-l spui. De cele mai multe ori regretul în asta constă în neclarificarea mesajelor, nefinalizarea relației. De aceea, mă rog, încurajăm comunicarea relațională pe cât posibil înainte să fie prea târziu. Apoi, după ce apare faza asta de negare și de furie și, mă rog, în care emoțiile sunt destul de diverse, destul de emergente, pot să trec de la o stare la alta, acum sunt furios, acum sunt trist, acum parcă mă simt liniștit, apoi iar sunt furios, adică e o avalanșă de emoții care este destul de obositoare, destul de epuizantă. Sunt persoane care se simt extrem de obosite când trec de la o stare la alta. E un consum mare de energie. Evident, evident. Vine faza asta de negociere, de reconciliere, în care clarific. Există un moment interesant pe care iarăși îl facem în terapie, în care și vorbește și autoarea de momentul ăsta, această fază de căutare în care, nu știu, oamenii caută informații despre istoricul persoanei, încep să afle despre, dacă de exemplu este vorba despre un părinte, încep să întrebe frații lui, dacă mai trăiesc, despre el și află informații din biografia acelei persoane, informații care îi ajută să-și clarifice relația și să închidă relația. Pentru că tot așa au rămas zone, nu am înțeles niciodată de ce tata s-a mutat la Brașov un an, nu știu care. Și încerc să aflu informații, mă interesez la autorități, la rude. Deci apare această fază uneori, după furie, această fază de căutare și de restabilire a unui parcurs biografic pe care eu să-l înțeleg, pentru că mi-a rămas cumva neclarificat de acum de s-au căsătorit mama cu tata sau de ce n-au divorțat când au aflat că nu știu ce. Lucruri această... care nu te-au interesat, să spunem, până atunci, da? Neapărat, da. Și chiar se mai întâmplă și în relație. Dintr-o dată, nu știu, divorțez și de fapt aflu că de la un prieten de-a lui și că știi că de fapt el nu știu ce a pățit când avea nu știu ce vârstă. Deci e foarte posibil ca în această fază, după furie, să afli, să simți nevoia să umpli acele spații biografice lipsă. De ce facem asta? Povestea capătă și când nu-i mai avem, ne dăm seama că ok, dar eu n-am înțeles niciodată lucrul ăla sau n-am întrebat-o niciodată pe mama de ce purta doar roz sau nu purta niciodată roz. Adică ne dăm seama că rămânem cu întrebări. Întrebări nespuse, dar care trăiesc însă în noi și atunci există acest proces de răspuns la întrebare care, repet, aduce o formă de coerență interioară. După ce e etapa asta de căutări, clarificări, așezări, recalibrări ale parcursului biografic al persoanei sau al propriului nostru parcurs, pentru că și în noi parcursul biografic începe să capete altă valoare și începe să capete o consistență. Abia apoi, reașezarea asta duce la liniștirea noastră emoțională, la trăirea tristeții în sine, ok, a tristeții pur și simplu. Și după aceea suntem pregătiți să intrăm în noi relații, de data asta așezați cu ceea ce s-a întâmplat, închegați cu experiența pe care am trăit-o. Autoarea vorbește la un moment dat într-un capitol din carte despre diferența dintre jelire și depresie. Care este această diferență? Sigur că cel mai bine ar fi să citiți cartea. Jelirea merge mai degrabă în zona asta și mărturisesc că mi-am adus aminte de tradițiile noastre populare când existau acele bocitoare. Exact, da? Exact. În care permiteau această revărsare a tristeții.
Acum, noi, așa fiind ființe foarte civilizate, nu permitem această exprimare a tristeții sau nu într-o formă de jelire foarte vocală. Da? Suntem mai rezervați, mai retrași, mai cumva ducem această tristețe spre interior și cumva depresia asta este o tristețe pe care o duc către mine, o port cu mine, o internalizez, că știu că am tot vorbit despre procesul ăsta, pe când jelirea, cred că este tocmai această scoatere. O exteriorizez. În afară, da? Această, îmi permit să arăt că sufăr, îmi permit până la urmă să sufăr și îmi permit să arăt suferința mea într-o manieră care să mă liniștească și care să-mi permită să merg mai departe. Și cumva autoarea povestește de cele două mecanisme. Apropo de asta, mă gândeam în timp ce vorbeai că sunt unele culturi în care există un soi de competiție în exprimarea, în exprimarea cât mai vocală, să spunem, a suferinței. Și cred că mai ales în spațiul balcanic, aș spune eu. O carte de altfel foarte importantă și care, iată, își găsește un bine meritat loc în această frumoasă colecție, în colecția Jungiana, Verena Cast, Doliul și separarea. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut, care îi mulțumim foarte mult pentru că de fiecare dată răspunde cu promptitudine la toate invitațiile noastre de a discuta pe probleme de psihologie, de psihoterapie și de a promova și de a recomanda pentru dumneavoastră cărțile din portofoliul editurii Herald, indiferent că vorbim despre colecția Jungian, Arhetip, Psihopractica sau Psihoterapia. Noi vă mulțumim foarte mult, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!